Bună dimineața și salutări într-un nou vlog din Abu Dhabi. Din Abu Dhabi. S-a făcut dimineața la noi. Vlogul ăsta trebuia să înceapă la ora 2 dimineața, e 6:30. Am spus de ce și în ultimul vlog din Uzbekistan. O să vă mai zicem o dată povestea și aici, imediat cum ajungem la hotel. Toate întârzierile pe care le-am avut, am ajuns direct la micul dejun, nici măcar n-am văzut camera. Și ne-au pus direct la masă. Dar nici check-in-ul l-avem făcut, e 7:30, oricum am făcut foarte mult de la aeroport, am făcut vreo jumătate de oră. Și sperăm să mai prindem și noi un pic de somn. Camera este una foarte, foarte mare. Avem aici, ca de obicei, baia cu chestia asta de lemn care îmi place super mult. Și cu, de fapt, toată camera e făcută cu lemn din ăsta. Aici au un pat foarte mare și foarte înalt. Loc pentru bagaje, televizor și o canapea cu măsuță. Și cea mai șmecheră chestie este view către plajă. Avem un bloc foarte înalt acolo, dar vedem mare în toată splendoarea ei. Și dune de nisip. Sper să spun că-s dune. Și tot asta ne-a ajuns 265 de AED cu tot cu mic dejun pe care, da, abia l-am servit. Înainte să dormim. Da, oricum, folosim foarte puțin camera pentru cât ar trebui, dar vă explică Cristina de ce. Nu folosim prea mult camera pentru că am ajuns la 7:30 dimineața în ea, morți, rupți, se vede după fața mea. Am avut un zbor de 3 ore, care în total a durat 8 ore și ceva, plus cât am mers noi în aeroport cu 4 ore înainte. Am stat practic vreo 12 ore pentru acest zbor, am pierdut toată noaptea. Am ajuns la 7:30 dimineața la hotel, am luat micul dejun direct. Au fost foarte nedumeriți, știți că e pentru ieri seară, știu, dar aveți ce căutul la 12. Vrem să stăm în cameră până la 12 și vrem micul dejun. Și am zis ok. Da, hotelul e foarte drăguț. Acum ce mai putem face? Era plătit deja, nu mai puteam anula nimic, nici hotelul, nici mașina, așa că măcar le-am luat pe cât mai avem timp aici. După cum am spus, am luat și mașina. Inițial nu voiam, pentru că ne doream să vedem doar moscheea aici în Abu Dhabi. Mai ales că n-avem mult timp la dispoziție, mâine seara avem zbor din Dubai și voiam să stăm peste noapte în Dubai ca să putem lăsa bagajele mâine, să nu stăm cu ele după noi toată ziua. Când ne-am uitat la hotelul la Premier Inn, la care am stat și când am plecat, care era fix în aeroport și era cel mai convenabil, costa foarte mult, se făcuse prețul peste 300 de AED, 320 de AED, fără mic dejun, deci asta fără să plătea separat. Și în plus față de asta făceam o oră jumate până la moschee de la aeroport. Trebuie prin căldură să mergem o oră jumate până acolo, o oră jumate înapoi. Mai mare era bătaie de cap, plus mâncat una, dădeam separat. Am ajuns să stăm la Corniș Hotel, un hotel mai vechiuț. Au fost drăguți, acum ne-au zis că putem să facem check-out-ul la 2 în loc de 12, să dormim un pic mai mult. Am luat o mașină, am găsit-o destul de ok. De exemplu, de la aeroport până la moschee erau 15 minute cu mașina, cu autobuzul o oră, o oră jumate. Am băgat vreo 3 ore de somn și suntem un pic mai fresh, o cât ar trebui, dar destul, așa că hai să mergem în explorare. Când am luat mașina, aveam portbagajul deschis, l-a deschis băiatul și mi-a luat o bucată foarte bună de timp să-mi dau seama cum se deschide portbagajul. Până la urmă l-am deschis de pe cheie, dar cumva trebuie să aibă și în mașină undeva și, mă rog, n-are nici în bord, nici pe volan, nici aici. Astea sunt pentru combustibil și pentru partea din față. Și după ce l-am deschis de pe cheie, am găsit și de unde se deschide pe bagajul, de aici, de pe chestia asta. Un loc foarte dubios de deschiderea bagajului. Hai să pornim la drum. M-a luat un pic prin surprindere asta. E locul în care am ajuns când am intrat în parcare, când am venit cu liftul. Pare că mall-ul ăsta are și o zonă de bazar. Cristina zicea că știa, mi-a uitat să-mi zică. Oh, mirodenii.
să mai plecăm cu niște chestii de aici. Poate luăm niște condimente, că ultima oară când am fost în Dubai am plecat cu niște condimente foarte bune. Mai prins cât de cald este aici? Da. Deci, efectiv e insuportabil. Și cred că am realizat și de ce. Deosebire de Uzbekistan, unde a fost ultima oară, unde erau vreo 37 de grade, aici erau vreo, nu știu, 42 sau ceva. Diferența o face umiditatea. Aici pare că e mult mai multă umiditate în aer și efectiv doar stai și transpiri. Abia am ieșit din bazar unde era aer condiționat la maxim. Da, bine. Am mers 2 minute. De temperatură foarte mare interior exterior. Da, și e foarte greu respirabil aerul. E foarte foarte insuportabil. Dar dacă tot suntem aici, trebuie să vedem și un pic plaja. Și faleza. Și faleza, dar cu foarte mari sacrificii. Aia e. Nu știu, poate mai ajutem cumva și iarna, dar nu știm. Da, ar trebui, deci efectiv nu recomandăm Dubai. Cred că după, pare și un martie, suntem aprilie maxim. Emiratele. Că și în Dubai, și în Dubai e la fel de cald ca și aici. Martie, aprilie, maxim. Hai, poate și mai, cred că depinde de an, dar... Da, la noi acum e 5 iunie, nu știu cum trăiesc oamenii ăștia. Păi stau înăuntru, cam toți. Dacă cineva vă zice, hai să ne plimbăm prin, pe afară, în iunie, în Emirate, nu-l ascultați. E o decizie foarte, foarte greșită. Nu știu dacă se vede, dar sunt learcă. Și efectiv asta doar de la mers. Am ajuns într-un final aici, la plajă. De fapt la plajă, la mare. Că plaja e mai încolo, dar nu știm încă dacă mergem la ea sau nu, pentru că e horror. Am vrut să vedem renumita faleză Corniș, faleza bogaților de aici, din Abu Dhabi. E goală. Da, e goală. Bine, e și o oră total nepotrivită. Mă gândesc că seara mai se mai plimbă lumea. Seara sunt vreo 30 ceva de grade, e un pic mai ok și fără soare. Da, noi ieșim la ora 2, că da. Așa asta e ok. Așa s-a nimerit. Dar suntem terminați și oricum trebuie să te acoperi, pentru că altfel cred că faci niște arsuri solare de toate frumusețea. Ne-am dat cu cremă, cu SPF, dar nu știu dacă funcționează. Deci pe Răzvan s-a dus, eu am o cămașă pe mine subțire, dar cât să mă protejeze, că nu ai cum să mergi. Adică de transpirator cum transpir, dar să mergi în maiu sau tricou și pantalon scurți, cred că faci niște arsuri. De toată frumusețea. Da. Am ajuns la renumita plajă. Nu mi se pare, cine știe ce. Sunt câțiva oameni la plajă, nu ne așteptam. Noi nu o să stăm la plajă, o să ne întoarcem în mall la aer condiționat. Și o să luăm mall-urile la rând și, mă rog, moscheia, bineînțeles. Pentru asta am venit. Ce părere aveți? Stă bine? Are cusăturile destul de proaste. Și cealaltă este un pic pătată și am zis că nu mă risc, poate nu se ia, adică... Bine, probabil tot de la probat s-a pătat, dar... Aia e. Ne luăm o rochiță. Am ajuns și la moschee, dar nu vreau să mă dau jos din mașină. Da, e foarte bine și afară presim că o să ne lovească. Deci bate vântul. Dar trebuie să facem asta. Putem să vedem pe din afară. Dar cum o vedem pe din afară? Dar de aici, din mașină. Oricum, dacă e să intrăm în ea, am văzut că este taxă 79, dar e de dacă nu mă înșel și nu se poate filma la interior. Și am înțeles că poți să vezi camerele din ea. Vedem, ne mai gândim dacă luăm sau nu. Vedem cum ni se pare pe din afară și ne orientăm după. Intrarea la moschee pare că se face pe sub pământ, sunt niște bile mari pe unde se coboară sub pământ și trebuie să scanezi un QR code și să-ți faci un fel de rezervare. Noi ne-am făcut pentru următoarele 5 minute, în 5 minute. Sperăm să ajungem până acolo, să ajungem acolo în timp. Hai să mergem. Tocmai am rămas fără microfon la cameră.
Da, o chestie de care nu știam e că aparent nu ai voie cu microfon. Am întrebat de ce și au zis că astea sunt regulile. Da, am uitat. Cred că văzusem la un moment dat și am uitat. Hai, sperăm să te audă bine. Oricum, îl luăm înapoi când ne întoarcem. Da. Marea Moschee Sheikh Zayed este cea mai mare moschee din Emirate. Este acoperită cu marmură alb, iar vârfurile cupolelor sunt acoperite cu aur de 24 de carate. Este o moschee imensă, poate găzdui până la 55.000 de credincioși, de oameni care se roage în același timp, iar în sala interioară, unde găsim cea mai mare carpetă din lume, dintr-o singură bucată, pot încăpea până la 8.000 de credincioși. Pare că n-a fost nimic de plătit, intrarea a fost gratuită și informațiile pe care le-ați auzit la Cristina au fost aflate în cadrul unui tur care se organizează, pare că din oră în oră. Și este gratuit, și este durează gratuit. Cam jumătate de oră. Cam așa, 40 de minute. Avantajul e și faptul că doar cu acest tur poți să intri în moschee efectiv. În rest poți să o vezi doar cumva pe afară, mă rog, curtea interioară. Da, am văzut și carpeta aceea de care vă spuneam, cea mai mare din lume, și de asemenea și candelabrele. Partea neplăcută este că femeile trebuie să se acopere foarte mult, nu m-au lăsat nici măcar cu mânecile așa peste coate. A trebuit să mi le dau jos de tot. Stăteau în permanență să se uite la tine, să nu cumva să-ți cadă baticul de pe cap, adică inclusiv mi s-a făcut observație când bătea vântul și începea să cadă și să-l tragi la loc și am văzut la foarte multe femei că li se făcea observație de către paznici. Da, destul de strictă treaba la femei. Totul lung. Aici au fost mai strict decât în toate moscheile în care am intrat în Uzbekistan. La bărbații e un pic mai simplu că da, cu o pereche de pantaloni lungi și cu un tricou ești ok. Deși, mă rog, pe panou acolo scria că ar trebui să ai și mânecă lungă, cumva nu mai zic nimeni nimic, am tricou. Gata și cu închirierea mașinii, ne-am făcut treaba cu ea astăzi. Toată distracția asta cred că ne duce undeva spre 50 de euro. Vă anunțăm imediat când o lăsăm. Da, vă anunțăm imediat când o lăsăm. Da, deci după cum vedeți, suntem în autobuz. Noroc, chiar asta. Da, Cristina găsise că pleacă la Forum Sfert. De aici, din Abu Dhabi, și ceasul era fără 5, dar când am ieșit pe ușa aeroportului, a fost tot super ok, că era autobuzul fix aici. Și aici când pleacă la fix. Excelent. Adică 5 minute și eram perfect. Perfect, ce ne putem dori mai mult. Da, mașina a fost ok, a fost 160 de AED în final, n-am mai plătit toluri, niște gate-uri care ziceau ei că s-a... Noi am înțeles dimineața, eram foarte obosit, nu știu ce am înțeles. Am înțeles că se plătesc, dar e posibil ca ei să ne fi zis doar dacă mergeam cu mașina de Abu Dhabi în Dubai să le fi plătit. Da, sau invers. Sau invers și pe cele din Abu Dhabi în mașina de acolo nu le plătim. Cred că asta au zis, dar probabil noi la cât eram de... Obosit, n-am înțeles. Ideea e că nu le-am cerut bani extra, mașina a fost ok. Garanția, am dat, cred că să zic, a fost 1500 de AED. Adică de 10 ori mai mult decât mașina. Cam așa ceva. Și... Da, zic că va fi deblocată în 200 de euro, sperăm să fie. Și a trebuit card de credit neapărat pentru garanție. Și am mai plătit cât am dat pe 30 de AED, aproximativ pe 10 litri de benzină. De benzină, da. Că n-a fost full pe full, ceea ce, mă rog, îmi place mie foarte mult, dar aia. Cred că am stat la benzinărie vreo jumătate de oră, cel puțin, da, era foarte aglomerat. Da, a fost o coadă imensă și trebuia să-ți spune cineva, nu-ți spuneai singur. Da, erau 4 pompe și venea un băiat și-ți spunea. Ne revedem din Dubai. Și ne revedem din Dubai. Hai să că nu mai facem prezentarea camerei, că, na, eu la urmă urmei toate sunt camere cu un pat, dar s-au schimbat planurile. De ce? Pentru că atunci când am fost la check-in, ne-a zis că ne-a făcut un upgrade gratuit la camera pe care o avem. Am zis, da, ok, gen, nu contează. Și am intrat în cameră și am dat de asta.
că nu mai e o cameră, e un apartament. Și avem aici living cu canapea și cu o masă unde putem să avem invitații. Facem, dăm o petrecere aici, nu știu, o să-mi fac ziua. Se și întinde. Se și întinde, excelent. Cu televizor, un dressing, să ne punem hainele, că, na, pentru o noapte trebuie dressing. Și, by the way, are și fier de călcat, fiți ce ne trebuie azi. Așa, și aici avem camera. Un pat în care încap toți oamenii pe care i-am chemat la petrecerea de ziua mea din camera cealaltă. Am un pat foarte, foarte mare. Plus un birou. Și baia cu două chiuvete cadă acolo și duș, în caz că nu vrei să faci baie în cadă. Excelent. Și mai avem și vedere, avem și balcon. Că na, lumea trebuie să iasă la țigară. Și ne băgăm pe aici. Și de pe balcon avem vedere către astea două turnuri de aici. E super mișto, păcat că e la etajul 3, dacă era și mai sus era excelent, deși credem că upgrade-ul ăsta s-a întâmplat pentru că Cristina n-a făcut rezervare, ceruse să fie la un etaj mai înalt cu vedere către astea, probabil n-au avut și n-a făcut upgrade la asta, la un etaj mai jos. Și pe această cameră am dat 302 AED, a fost un pic mai scump, era mai aproape de Dubai Marina, ne gândeam noi inițial că o să ne plimbăm prin Dubai Marina, nu cred că o să ne plimbăm. Dar măcar avem parte de o așa cameră, apartament, de fapt că e un apartament la propriu. Haideți să ne vedem dimineață spălați, dușați și odihniți. Ceva ce am vrut să fac de când am venit aici? Da. Foarte mișto patul ăsta. Hai să mergem. Am zis că mai facem niște activități azi prin Dubai, dar e inuman de cald afară. Sunt 41 de grade acum. Erau la 10 de fapt când mă uitasem. Și suntem și obosiți. Și de fapt după noaptea de aseară, când am dormit pe niște norișori de pernă. Da, a fost super. Ne-am odihnit super bine. Însă, cred că se resimte oboseala asta, nu plecați de 10-11 zile. Cam așa. Cam așa și ați văzut că am făcut multe și am cam ieșit în fiecare zi și am schimbat 9 cazări în 10 nopți. Se simte. Dacă să mă gândesc că în 11 zile am văzut 6 orașe, plus haikul și iurta. Gen, cu tocul Abu Dhabi și Dubai. A fost o vacanță intens. Reușită. A fost super intens. Da, mergem din nou la Dubai Mall și o să vă arătăm și Burj Khalifa, că se vede de acolo. Nu v-am arătat, nu am mai fost, dar pe vremea aceea nu filmam. Așa că vă arătăm și Dubai Mall și Burj Khalifa. Punctul principal pentru care vine toată lumea. Noi am urcat data trecută în ea. E frumos, merită view-ul. Dar că pe unii i-a durut cap. Da, doar că eu atunci am realizat că am o problemă foarte mare cu înălțimile. Nu, când ajung foarte repede la înălțimi mari, am avut o durere infernală de cap până am coborât. Și am mai pățit asta și în Tenerife, dacă vă amintiți. Pe Teide, avem vlog cu Teide. Haideți să facem o încercare, să vedem ce reușim să găsim în Mall Dubai. Și cred că o să avem destul de multe chestii de descoperit. De exemplu, ați patinat vreodată în pantaloni scurți cu 42 de grade afară? Ați văzut vreodată o cascadă într-un mall reprezentată astfel ca o adevărată operă de artă? Ați văzut vreodată un acvariu într-un mall? Ați făcut vreodată diving într-un acvariu într-un mall? Au aici la acvariu o groază de pești colorați, rechin de foarte multe tipuri, pisici de mare, mai mici, mai mari și chiar și pui de rechin. Am văzut unii din cam așa. Găsiți și un simulator pentru avioane chiar în mall. Și bineînțeles, the one and only Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume, cu de 828 de metri înălțime, terminat în anul 2004. Iar aici este cel mai bun viewpoint pentru a o vedea și de asemenea, seara de seară au loc show-uri de fântâni și lumini. Gata și cu Mall Dubai.
gata și cu vacanța noastră de 11 zile, s-a terminat cu totul și cu Emiratele și cu Uzbekistan, este timpul să ne întoarcem în București. Da, mai avem un singur hop, suntem aici în aeroport, ne-am făcut check-in-ul. Și de data asta pare că nu avem întârziere. Cel puțin deocamdată, da, mă uitați pe flight radar. O să ajungem târziu în noapte, așa că cel mai probabil încheiem acest vlog acum. Și acest vlog, și această vacanță. Și ne revedem din următoarea destinație, să vedem care o fi. Da, dar până atunci puteți să ne dați un like, un subscribe, un comentariu, să share-uiți și cu alții dacă v-a plăcut. Și nu uitați și de Instagram _choose2travel și choose2travel pe TikTok. Pa!